Aici ai drept. Am adus comandat. Eroilor din războiul pentru independență, îi omagiem pe cei care s-au dovedit a fi cei mai bravi apărători ai neamului românesc și a interesului național. Actele lor de eroism sunt consemnate nu numai de istoria noastră, dar sunt repere și în istoria universală. Tăria de caracter, determinarea, hotărârea și dragostea cu care au slujit cauza românească ne obligă să păstrăm și să permanentizăm valorile patrimoniului național pe care ei l-au făurit cu trudă și sânge. Cinstirea eroilor români, căzuți pe câmpurile de luptă în numele libertății, pentru apărarea pământului strămoșesc, constituie o datorie de conștiință a celor aflați în viață, este totodată o dovadă de respect față de trecutul istoric, față de tradițiile nobile, manifestate de-a lungul timpului, pentru glorificarea eroilor. În fața dumneavoastră este dispus un detașament de onoare constituit din Garda Drapelului de Luptă aparținând Batalionului 631 Tancuri Oituz, un pluton de soldați gradați profesioniști aparținând Batalionului 653
apărare antiaeriană precisă, un pluton de cadre militare aparținând detașamentului de pompieri Moinești, un pluton de elevi din cadrul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna și muzica militară a bazei 95 aeriană, ero capitan aviator Alexandru Șerbănescu. Vă mulțumim! Sosesc domnul comandor Cristian Dămoc, reprezentantul comandantului garnizoanei Bacău și domnul Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești. Pentru roșu pe stânga, vă adresăm rugămintea de a păstra un moment de reculegere în memoria eroilor neamului. Vă mulțumesc! Se intonează imnul național al României de către muzica militară a bazei 95 aeriană, erou capitan aviator Alexandru Șerbănescu. Oficiază serviciul religios de pomenire a eroilor neamului. Detașament, descoperiți! Pe loc, pe pauză! Cel mai presus de cerul primitele în urmă, al presfântului. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
prin adâncul înțelepciunii, în iubirea de oameni toate le chivelise. Și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Bunule, ziditorule, fă odihnă, Doamne, și sufletelor adormiților, și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecilor, amin. Pe tine zic și limate avem, și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le l-ai născut născătoare de Dumnezeu neînuntită, a credincioșilor mântuire. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm uneții auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Dumnezeu să așeze sufletele lor unde toți drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, odihnește în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i. Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Sfinții odihnește Hristoase, suflete.
Crist, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, Cel ce sfârâmi războaiele cu braț înalt, Cel ce prin negreita întrupare și prin pătimirea de bunăvoie a unuia născut Fiului Tău, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ne-a arătat că totdeauna după jertfă urmează biruința și după cruce învierea. Auzi-ne pe noi care ne rugăm acum puterii și iubirii Tale de oameni, pentru ca, prin puterea Ta, să păzești neamul nostru, călăuzindu-l din biruință în biruință și din slavă în slavă, iar prin iubirea Ta de oameni să rânduiești în ceata aleșilor Tăi sufletele celor ce pentru credință și patrie s-au luptat în chip strălucit și au căzut eroic. Sufletele acestora ca un nor de martori ne stau înainte și locurile unde tinesc cu semintele lor păzesc hotarele pământului patriei, iar cinstitul lor sânge pentru a da păvlăstarul libertății noastre. Pentru aceasta dezleagă și iartă-le lor orice au greșit prin faptă, cu cuvântul, cu gândul, ca precum pe pământ au fost ocutiți în ceata celor aleși, așa și în cer să-i numere în oastea Sfinților Mucenici. Și precum s-au arătat cinstiți de către oameni, așa și înaintea Ta, Dumnezeule, să fie așezați cu Sfinții ca acești viteji ostași, purtători de biruință, lupta cea bună au luptat și care a vieții bine au săvârșit-o. Pentru aceasta, dreptul judecător, dăruiește-le în schimb cununa dreptății, iar nouă, celor ce datorită lor trăim acum liberi, dăruiește-ne, Dumnezeule, pururea să pomenim jertfa lor cea mare și privind înfăptuirile făurite prin lupta lor să le urmăm vitejia. Caută, Doamne, din cer, de pe tronul slavei Tale, împărăției Tale și pentru jertfa înaintașilor noștri, binecuvintează și acum pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii săi și armata țării, dăruindu-ne biruința asupra celor potrivnici, bună sporire, îmbelșugare și pace. Că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dragucetnice, Părinte, binecuvintează. Cel ce într-o slavă s-a înălțat la cerul și șade de dreapta lui Dumnezeu Tatăl pentru a noastră mântuire, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu ale Sfinților slăviților într-o tot lăudaților apostoli și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă-vă, Doamne, suleta dormiță, uite, eroi al patriei noastre și lepălor veșnică pomenire. Din neam în neam, din veac în veac,
Dumnezeu să ierte cu dreptul să odihnească, iar pe noi să ne miluiască, să ne mântuiască ca un bun și de oameni viitor. Stimate autorități centrale și locale, preacucenici părinți împreună slujitori, dremăritori creștini, Hristos s-a înălțat. Suntem astăzi într-un moment cu totul și cu totul special, iar prezența noastră aici, la acest monument, arată, pe de o parte, dragostea noastră față de cei care s-au jertfit pentru noi, pentru ca astăzi să trăim în libertate, și pe de altă parte, ca să concretizăm această dragoste prin rugăciunea pe care am înălțat-o către Bunul Dumnezeu pentru sufletele lor, ca să fie așezate în ceata dreptilor. Suntem aici un număr impresionant, aș putea spune, de preoți, pentru a arăta faptul că la acest moment nu trebuie să lipsim cu nicio scuză. Și așa ar trebui să procedăm cu toții, pentru că în momentul în care ne uităm înaintașii și uităm să cinstim eroii neamului nostru românesc, atunci, știu eu, nu aș vrea să spun vorbe mari, însă nu mai avem sănătatea necesară din punct de vedere moral. Aș dori cu acest prilej, ca de obicei, să dau citire în cele ce urmează unui scurt mesaj pe care arhipăstorul nostru, înalt preasfințitul Ioachim, l-a transmis cu prilejul acestei zile speciale. Și în acest cuvânt, înalt preasfinția sa spune: comemorarea eroilor neamului românesc de fiecare dată este prilej de aducere aminte cu respect și recunoștință de sacrificiul soldatului român, împlinit în lupta pentru libertatea, demnitatea și independența națională. Ostașii români au luptat pentru valorile noastre fundamentale și au pus în pericol viața pentru ca noi să putem trăi în pace și prosperitate, bucurându-ne de moștenirea spirituală pe care ne-au lăsat-o ca testament. Eroii sunt modele de devotament și sacrificiu. Sunt pilonii pe care se clădesc mândria și identitatea națiunii noastre române. Iar noi le datorăm recunoștința noastră pentru jertfa pe care au adus-o pentru țară și neam. Fiecare erou căzut la datorie este asemenea unei lumini care luminează în întuneric. Un exemplu de curaj și devotament pentru fiecare locuitor al acestei țări care simte și gândește românești. Ei merită să fie cinstiți și respectați nu doar cu prilejul momentelor comemorative pe care națiunea română le-a consacrat amintirii lor, ci în fiecare zi a existenței noastre, rememorând suferința și sacrificiul lor, exprimându-ne recunoștința profundă și păstrând vii idealurile pentru care s-au jertfit. Este datoria noastră de români și de creștini să ne amintim mereu de acești eroi, să-i onorăm prin angajamentul nostru de a ne apăra valorile fundamentale naționale și să le transmitem actele de vitejie mai departe, pentru ca generațiile următoare să înțeleagă importanța sacrificiului lor pentru țară. Doar astfel vom fi demni de sacrificiul lor și vom păstra neuitate valorile pentru care aceștia au luptat și au murit. Numele eroilor și martirilor români se contopesc cu istoria și spiritualitatea poporului nostru, iar jertfa lor curată va rămâne mereu în inimile noastre ca o icoană a demnității și curajului. În fața eroilor ne angajăm să fim vrednici de moștenirea lor și să împlinim idealurile pentru care s-au jertfit. Astăzi, la marea sărbătoare a înălțării Domnului, ne înălțăm și noi gândurile către ceruri, aducând un sincer omagiu eroilor și martirilor noștri. Să rămânem uniți în credință și să manifestăm demnitatea și respect pentru jertfa eroilor neamului. Să le cinstim mereu amintirea și să ne străduim să devenim mai buni pentru ca sacrificiul și speranța lor să nu fi fost în zadar. În acest moment solemn de sărbătoare națională, ne exprimăm recunoștința și admirația pentru eroii români căzuți pe toate câmpurile de luptă, în toate locurile și în toate timpurile, pentru libertatea și demnitatea națională, pentru că ei sunt simboluri ale curajului, devotamentului și patriotismului acestui neam binecuvântat de Dumnezeu.
Dumnezeu să încununeze jertfa eroilor neamului și să primească rugăciunea noastră la altarul preasfintei trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne. Adresăm invitația de a lua cuvântul domnului Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești. Hristos a înălțat! Permiteți-mi pentru început să adresez salutul comunității moineștene, dar și al meu personal, tuturor celor prezenți la acest eveniment, să mulțumesc soborului de preoți pentru frumoasa slujbă, preoți ai protoieriei Moinești, condusă de protopopul Costel Mareș, dar și preoților veniți de la garnizoana Bacău, special pentru acest eveniment, sosiți aici la Moinești. De asemenea, aș vrea să adresez un salut și oficialităților prezente astăzi la acest eveniment, să le mulțumesc că au răspuns invitației, și anume în primul rând, domnului general Ioan Procopie. Să-l aplaudăm. Peste câteva luni, 104 ani. De asemenea, domnul deputat Mircea Fechet, reprezentant al Parlamentului României, domnul subprefect Narcis Gitaru și domnul subprefect Gabriel Lupu, domnul Claudiu Năstase, subsecretar de stat, domnul general în rezervă Vasile Florea, domnul comandor Cristian Dămuc, reprezentant și comandant al garnizoanei Bacău, primar din localitățile partenere, consilier județeni, consilier local, director de instituții, comandanții unităților din Moinești, de la poliție domnul Moței Narcis, de la jandarmi domnul colonel Daniel Ghiniță și domnul colonel Gabriel Hodoroc de la unitatea de pompieri, de la Poșta Română, director la Bacău, domnul Liviu Cimete. Să vă mulțumesc dumneavoastră celor prezenți din instituțiile publice din Moinești, de militarilor de la garnizoana Bacău și permiteți-mi să vă adresez și eu câteva cuvinte. Astăzi e o zi mare, plină de încărcătură emoțională și spirituală, deoarece comemorăm și omagiem eroii neamului românesc și sărbătorim înălțarea de-a dreapta Tatălui a Domnului Iisus Hristos. La această de mare sărbătoare creștină și națională, îi omagiem pe cei care de-a lungul veacurilor, cu sacrificii umane și materiale, au creat o stare de spirit, un sentiment al eroismului pentru patrie, al dăruirii și uitării de sine. Eroii poporului român, cu nume cunoscute, dar mai ales necunoscute, unii știuți doar de Dumnezeu, sunt acele personalități care au demonstrat, chiar și prin sacrificiul suprem, că pun interesele comunității sau ale nației mai presus decât interesele proprii. Astfel, prin acțiunile întreprinse în situații istorice dificile pe care le-a traversat poporul și patria noastră, în trăirea sa milenară în acest spațiu binecuvântat, au contribuit la continuarea noastră ca nație. Precum Iisus le-a spus ucenicilor său în momentul înălțării, iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor, eroii noștri au fost și rămân trup și suflet a acestei țări frumoase și minunate numită România. Ziua omagierii eroilor naționali este ziua în care noi, cei în viață, ar trebui să ne măsurăm credința, iubirea față de aproapele nostru, provăduită de Iisus, conștiința și dragostea de țară, în raport cu anvergura dată de reperele morale și spirituale ale neamului românesc. Eroismul este cel mai aproape de sfințire, spunea Octavian Goga, cu gândul la bravii noștri eroi naționali, iar eroii aduc cinste și onoare poporului din care s-au ridicat și se constituie ca parte a sufletului acelui popor. Și pentru ca sărbătoarea noastră să fie cu adevărat minunată, iată că astăzi avem alături de noi pe unul dintre eroii care au luptat pentru eliberarea țării, domnul general în retragere Ion Procopie. Se apropie de 104 ani, o vârstă incredibilă, un miracol. Domnia sa ne va vorbi despre sacrificiul și durerea de a pierde prieteni și camarazi de arme, despre hotărârea de a continua să reziști în infertul războiului, despre șansa de a supraviețui unor grele încercări. Este cu adevărat extraordinar să sărbătorim ziua înălțării Domnului nostru Iisus Hristos și ziua eroilor neamului împreună cu acest veteran de război. Acordați-i, vă rog, respectul cuvenit și aplauzele pe care le merită din plin. În anul 1908, strămoșii noștri moineșteni inaugurau acest monument ridicat într-o glorie a eroilor neamului. Avem o fotografie de la acel eveniment, păstrată în arhiva digitală a comunității noastre. Parcul era plin cu tei de-abia sădiți, zvelți, înalți și foarte subțiri.
Iată-ne astăzi în același loc, mândri să continuăm o tradiție mai veche de 100 de ani, sărbătorindu-i pe eroii români. Stimați oaspeți, preacuceniți părinți, distinși consilieri locali, dragi concetățeni, Hristos a înălțat! Adresăm invitația de a lua cuvântul domnului deputat Mircea Fercheț. Dragi moineșteni, domnule primar, vă mulțumesc încă o dată pentru invitația pe care mi-ați făcut-o de a participa, așa cum am participat an la rândul de le-am pierdut șirul, la această frumoasă zi cu o dublă semnificație, zi în care sărbătorim nu doar înălțarea Domnului, dar la fel de important îi sărbătorim pe eroii noștri, cei care s-au jertfit pentru ca noi să putem trăi într-o țară democratică, liberă, în care să ne putem păstra tradițiile și limba. Spuneați mai devreme, domnule primar, despre acest monument înființat în anul 1908, când probabil cei care l-au ridicat, cei care l-au sfințit și cei care erau prezenți aici, nu-și imaginau că 6 ani mai târziu urma să curgă din nou șuroaie de sânge pe aceste văi, pe aceste dealuri, ca să nu mai vorbim de ce s-a întâmplat și mai târziu, în al doilea război mondial. Sunt profund emoționat să ascult imnul României în această zi importantă, intonat atât de frumos de fanfara militară, la fel cum sunt profund emoționat să-l văd din nou pe domnul general Ioan Procopie, pentru că nu vă ascund, când mă aud cu domnul primar la telefon, fie că vorbim despre proiecte de fonduri europene, fie că vorbim despre alte sărbători ale municipiului Moinești, mereu îl întreb ce mai face domnul Procopie și mereu sper ca încă un an și încă un an să-l revăd. Închid această cuvântare enunțând încă o dată nu doar obligația, dar importanța comemorării eroilor noștri și nu pot decât să mă gândesc la această obligație pe care o avem și la toate idealurile pe care acești oameni le-au avut atunci când au plătit cu prețul vieții. Hristos a înălțat! Adresăm invitația de a lua cuvântul domnului subprefect Narcis Jitaru. Hristos a înălțat! Stimate domnule primar, stimate oficialități, bravi soldați ai armatei române, cadre militare ale afacerilor, al Ministerului Afacerilor Interne și cadre militare ale Ministerului de Justiție. Dragi moineșteni, astăzi ne-am adunat aici pentru a celebra două evenimente deosebit de importante în calendarul cultural și religios al României, Ziua Înălțării Domnului și cinstirea eroilor neamului românesc. Aceste sărbători aduc în prim plan valori fundamentale ale identității noastre, oferindu-ne ocazie de a reflecta asupra credinței și curajului care au marcat parcursul nostru istoric. În această zi suntem de asemenea chemați să cinstim eroii neamului românesc, cei care și-au jertfit viața pentru apărarea și libertatea României. Eroii noștri, indiferent de perioada istorică în care au luptat, au demonstrat un curaj și o devotare exemplară. Ei au înfruntat pericolele, au luptat pentru idealuri și au făcut sacrificii imense în numele valorilor pe care le împărtășim cu toții.
Eroii neamului românesc au jucat un rol vital în luptele pentru independență, în cele două războaie mondiale și în alte conflicte cruciale din istoria țării noastre. Ziua cinstirii eroilor neamului românesc ne oferă o oportunitate solemnă de a le aduce un tribut de recunoștință și de a le păstra vie memoria. Să sărbătorim, sau să mai bine spus, să profităm de această zi specială pentru a ne reaminti de valoarea credinței și a curajului, pentru a ne angaja să onorăm și să transmitem mai departe moștenirea lăsată de înaintașii noștri. Să fim recunoscători pentru sacrificiul eroilor noștri și să înțelegem că suntem datori să păstrăm în viața noastră valorile și idealurile pentru care ei s-au luptat. Așa să ne ajute Dumnezeu. Avem deosebită onoare de a da cuvântul domnului general de brigadă Ioan Procopie, veteran de război. Dragi camarazi, mă uit în stânga și mi-amintesc de camarazii mei care au luptat și în apus și în răsărit. Mi-amintesc de cel general Nicolae Șova, comandantul Corpului 7 de armată, care la 2 ianuarie 1945 am ocupat Budapesta. Pentru lupta pe care am dus-o noi acolo, la Fispoc, în Ungaria, ungurii au ridicat un monument pe care scrie în limba română și în limba maghiară: slavă ție, ostaș român, că deși a aparținut altui nații, te-ai jertfit pentru noi, pentru eliberarea noastră, pentru a doua oară. Oricât aș încerca să nu fiu emoționat, la această vârstă emoția mă cuprinde. Văd în dreapta mea armata neagră, văd în nota mea armată și iar armată și muzica militară. Eu nu voi ține cuvânt prea mult, pentru că să nu vă obosesc. Oboseala face parte din viața omului. Eu vă mulțumesc din suflet că astăzi, la vârsta de 103 ani și 5 luni, am ocazia de a mă adresa dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet. Vă doresc multe, multe sănătate și vă salut cu creștinescul Logan, ortodox, Hristos s-a înălțat. El s-a înălțat pentru noi, pentru iertarea păcatelor noastre și pentru că noi astăzi să fiți aici. Vă mulțumesc din suflet! Invit la microfon pe domnul general de flotilă aeriană în retragere, Vasile Florea, președintele Asociației Naționale a Veteranilor de Război Eremia Grigorescu, filiala Bacău. Stimate oficialități enunțate aici de domnul primar, preacucernici părinți, dragi ostași ai Armatei Române, așa cum s-a anunțat, vă vorbesc din postura de președinte al Asociației Veteranilor de Război, filiala județeană Bacău. Despre ziua de astăzi îmi propun să spun câteva cuvinte despre cele două semnificații ale acestei mărețe zile. Prima, așa cum s-a mai arătat de fapt, este înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos, învierea Lui și înălțarea la ceruri, și a doua este sărbătoarea zilei eroilor. Cât privește
prima semnificație, aș vrea să vă spun că în istorie, dacă citești, ai să vezi despre multe revoluții și răsrevoluții care au avut loc de-a lungul timpului. Dar după părerea mea, eu cred că omenirea a beneficiat de o singură revoluție. Această revoluție a fost atunci când a înviat Domnul nostru Iisus Hristos și s-a înălțat la ceruri, pentru că s-a realizat un obiectiv mare pe care omenirea până atunci n-a reușit să-l rezolve. Învingerea celui mai mare dușman al omenirii, care era moartea. S-a demonstrat că moartea poate fi învinsă și există viață veșnică după ce a avut loc acest eveniment. V-aș mai spune de asemenea că prin similitudine am putea, mergând la Biblie, să spunem că lupta dintre întuneric și lumină, sau dintre lumină și întuneric, este atât din punct de vedere religios cu semnificație, cât și din punct de vedere social, practic. În Biblie, în Evanghelia Sfântului Ioan, zice așa: mai întâi a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Și mai în altă parte se spune că Dumnezeu a zis să se facă lumină și se făcu. Iar întunericul a fost biruit de lumină. Niciodată întunericul nu a biruit lumina. Dacă este să mergem pe plan social, lupta dintre lumină și întuneric este lupta dintre bine și rău. Și când spun bine, mă refer la toate valorile morale ale societății, și anume adevăr, frumos, iubire, corectitudine, responsabilitate și așa mai departe. Iar când spun rău, ne referim la dușmănie, la ură și alte lucruri pe care dumneavoastră le știți. Iată deci că semnificația zilei de astăzi, în acest segment, are o importanță cu totul și cu totul deosebită, aș spune eu. În ultima vreme, mulți încearcă să revendice istoria acestor teritorii. Este păcat că nu suntem mai bătăioși să o revendicăm noi și să spunem acelora care ne-au lăsat doar o oră de istorie pentru a fi studiată la liceu, că un popor care nu-și cunoaște istoria nu știe de unde vine și încotro se îndreaptă. Iar ceea ce facem noi aici este, dacă vreți, să creăm o stare de spirit prin care să demonstrăm că nu ne-am uitat eroii. Filozoful Socrate în Antichitate spunea așa: vai de neamul care își uită eroii, ca să trec treptat la al doilea segment. Iar Winston Churchill, premierul britanic în al doilea război mondial, referindu-se la eroi, spunea că oamenii, când sunt la ananghie, la greutăți mari, fac apel la Dumnezeu și la soldat. Din păcate, după ce pericolul trece, pe Dumnezeu îl uităm și pe soldat îl hulim, spunea Winston Churchill. Sau, dacă vreți, ca să mai întăresc și cu un citat dintr-un autor român, Barbu Ștefănescu de la Vrancea spunea că patria nu este pământul pe care pășim din întâmplare. El este pământul întărit cu oasele și udat cu sângele eroilor noștri. Și v-aș mai spune că în primul război mondial, când generalul Broșteanu a intrat cu armata română să mențină ordinea ca să se poată face adunarea din 27 martie de la Chișinău pentru unirea Basarabiei cu România, nu ca să cucerească teritoriul cum a fost acuzat mai târziu, soldații români cântau un cântec care suna așa: dărâmă prutule malul ca să treacă generalul. Generalul a trecut și unirea s-a făcut. Iar Marghiloman, după ce a semnat actul unirii, fără să participe la sfatul țării, s-a retras de acolo și când a semnat actul unirii, s-a prezentat la regele Ferdinand, pentru că îi se sfârșea mandatul și regele Ferdinand a vrut să-i ofere o funcție importantă și el a zis așa: maiestate, dacă o să ai nevoie de mine, ai să mă găsești. Cât privește Moineștiul, și cu asta închei, la 1452 este atestat documentar prin sosirea unui păstor cu foarte multe oi care se numea Moine și care a închiriat foarte multe pășune de aici și păduri din zonă.
Și de atunci cei care locuiau pe aceste teritorii s-a spus moineșteni, de la Moinea. Orașul Moinești are acest monument, ați văzut, ridicat în 1908, parcă s-a zis aici. În 1902, veteranii din războiul de independență s-au dus la Carol II și au zis să stabilească o zi pentru care să fie a veteranilor de război. Și Carol a stabilit-o atunci prin un alt decret regal, pe 29 aprilie să fie această zi. Erau foarte mulți, erau tineri, erau de 40-50 de ani, oameni în putere. Și a reușit să impună această mare sărbătoare, pe care eu zic că o cinstim și astăzi, din două motive. Noi avem eroi care au murit pe câmpurile de bătălie și nu s-au mai întors, și avem eroi care au făcut fapte eroice și au trăit. Dovadă, avem aici pe domnul Procopie, în vârstă de 113-104 ani. Vă mulțumesc pentru atenție și vă rog ca în final să-mi permiteți să mânesc cu acest prilej domnului primar două simboluri. Este vorba de o diplomă de excelență pe care am scris așa. Se acordă domnului primar Vieru Valentin în semn de prețuire și considerațiune pentru sprijinirea activităților dedicate luptătorilor care au plecat în viața spirituală eternă. Domnule primar, vă mulțumesc pentru sprijinul pe care l-a acordat veteranilor de război. Și de asemenea să imânez o monografie a veteranilor de război din județul Bacău. Este unul dintre cei mai mari prieteni ai veteranilor de război și ce se întâmplă aici este vina dânsului. Și de asemenea domnului general Procopie doresc să-i înmânez. Da, să începem cu asta. Aceeași diplomă de excelență cu același text, nu-l mai citesc, te rog să-l duci tu, nu-l mai deplasați că este poate foarte greu, aceeași monografie și de asemenea să-i oferim din partea asociației un buchet de flori în semn de frumusețe morală pe care o are acest om și claritate mentală și pe care îl ascultăm cu mare drag. Și de asemenea, în final, pentru că astăzi se sărbătorește și un an de la avansarea dânsului, noi de la asociație am propus anul trecut să fie avansat, am insistat până într-un punct, după care ne-am pierdut puterile și a intervenit domnul primar, care a insistat și mai sus, nu ne-am lăsat până nu l-am avansat. Și pentru că îl avansăm, pentru că îl sărbătorim azi un an, i-am adus și o sticlă de vin. Și dăm și o sticlă de vin ca să o bea după amiază, liniștit acasă. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Urmează ceremonia depunerii coroanelor de flori. Se depune o coroană de flori din partea Camerei Deputaților. Depune o coroană de flori din partea Unității Administrativ-Teritoriale Moinești. Depune o coroană de flori din partea instituției prefectului județul Bacău.
coroană de flori din partea garnizoanei Bacău. Doamnelor și domnilor, ceremonia militară dedicată comemorării eroilor neamului a luat sfârșit. În continuare, îl invit la microfon pe domnul Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești. Respectăm legea, suntem garanții legii, de aceea vom continua acest moment cu depunerea coroanelor de instituții din municipiul Moinești și, bineînțeles, și de Asociația Națională a Veteranilor de Război. Reprezentanții Consiliului Local Moinești. Consiliul Local Moinești.
doamna Marinica Ifrim. Dați-mi voie ca în numele tuturor moineșenilor, dar și al meu personal, să mulțumim garnizoanei Bacău pentru prezența la acest eveniment important al municipiului Moineș și al națiunii române, a creștinilor de pretutindeni. Să mulțumesc domnului Maior Breagnă și domnului Colonel Dămoc, reprezentanții garnizoanei, domnului general Florea, și în continuare vreau să dau cuvântul clubului elevilor și la urmă să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru prezența la acest eveniment. Oh,
Românie, cam să mor neîmpărtășit, un glonț pornind spre pieptul meu, cu pieptul meu eu l-am oprit. Nu plânge, Maică Românie, e rândul nostru să luptăm și din pământul ce ne arde nici o fărâmă să nu dăm. Nu plânge, Maică Românie, adună tot ce-i bun sub soare, ne cheamă și pe noi la praznic când România va fi mare. Aș vrea odată iubita în țară să se ridice din somnul său și cu glas tare să strige piară a României rău. Aș vrea iubirea să domnească, să nu mai fie ură între noi, numele țării să strălucească, țara să scape de nevoi. Întoarce-mă, biruitor! Întoarce-mă, biruitor! Mulțumim pentru acest moment minunat susținut de Clubul Elevilor și lui minunatul Darius.
copilul nostru născut aici la Măinești, care ne reprezintă și în țară, dar și peste hotare. Să știți că a fost la Bruxelles și în alte localități din afara țării. Dacă tot se îndreaptă armata spre Bacău, dați-mi voie să le mulțumesc tuturor celor prezenți aici la Măinești, garnizoanei Bacău și în mod special și muzicii militare. Am spus că întotdeauna un eveniment susținut cu prezența muzicii militare are o greutate deosebită și putem puncta importanța evenimentului pe care îl trăim cu toții. De asemenea, dați-mi voie să mulțumesc și celor care ne-au ajutat la organizarea acestui eveniment, să încep cu jandarmii, poliția, pompierii, să mulțumesc și poliției locale, colegilor mei din primărie, să vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezența aici, oficialităților, Consiliului Local, consilierilor județeni, instituțiilor de învățământ, Spitalului Municipal de Urgență Măinești, ONG-urilor și tuturor celor care au fost prezenți astăzi aici. Încă o dată vă invit ca să fiți alături de noi la toate activitățile pe care le desfășurăm aici la municipiul Măinești. Să știți că avem acel calendar de evenimente, îl vom respecta și în acest an. Urmează Vis de Stea, acel spectacol unde vor fi prezenți peste 200 de copii din toată țara, jurizați de Temișan anul acesta, Luminița Angel și Nico. Urmează Moineșteanca, urmează tabăra de pictură, urmează raliul Moldovei în perioada 4-5 august, zilele orașului în perioada 8 septembrie și la sfârșitul anului acele tradiții minunate pe care le desfășurăm aici la Moinești. Vă așteptăm la toate evenimentele, vă mulțumesc încă o dată că ne-ați fost alături, Hristos a înălțat! Ce aminte, căci frații în veci vor fi frați. Un cântec de luptă.